Mă numesc preotul Ioan, paroh la Biserica Adormirea Maicii Domnului, satul Tănătar, 1 Căușeni, și vreau să mă expun referitor cu această situație a cimitirului. De când sunt preot în Tănătari, fiecare primar, foștii și chiar actualul primar, s-a implicat pentru a demara lucrări ce ține de ordinea cimitirului. Nu a fost ceva nou pentru acest an, doar că actualul primar a luat o decizie să fie o lucrare mai amplă, mai mult să se pună lucrările cimitirului la locul lor. Și adică, de fapt, nu vine inițiativa dânsului. Inițiativa s-a luat și am conlucrat împreună cu preotul și primarul, inclusiv și cetățenii, creștinii satului. E dureros, e foarte dureros că ordinea s-a transformat în ceea ce s-a transformat. Inițiativa a fost alta, să se facă ordine în cimitir. Și de fapt asta a fost scopul, ordinea. Înainte de a se apuca lucrările, de a se demara aceste lucrări, am fost și eu personal la fața locului, am mers prin cimitir, mi s-a explicat care lucrări se vor desfășura și acolo nu am observat, nu știm, din pricina multor arbuști crescuți acolo, din pricina chiar și a bruianului, că e crescut de acum mare, dar nu s-a observat. Nu s-a observat. Și doar era nevoie ca să se facă un drum pe unde să meargă tractorul cu remorca, unde să ducă pământ ca să fie astupată aceste gropi. Că de fapt acolo se formase ca niște catacombi, nu gropi, dar catacombi aproape erau. Chiar și dacă s-a făcut vreo greșeală, presupunem că s-a făcut și vreo greșeală, să o corectăm local. Dar nu s-a făcut, această greșeală intenționat. Nu s-a făcut intenționat. Intenția a fost alta. Ordinea să fie ordine. Nu cunosc că s-a deteriorat sau mai ales cum s-ar exprima unii că s-a vandalizat. Nu cunosc chiar pe unde am mers noi înainte de a merge tractor să facă acest drum, nu s-a văzut. Nu s-a văzut. Nu a fost a nimănui această inițiativă de a vandaliza, de pildă. Nu a fost. Și eu nu cred că în acest secol mai vine cineva cu această inițiativă de a vandaliza. Nici într-un caz nu pot fi nivelate mormintele. Ele trebuie să fie, bineînțeles, amenajate bine, așa să recunoaștem cum sunt ele și de a avea grijă. Noi nu putem să mergem împotriva naturii, natura are a ei. O cruce a putrezit, altă cruce a căzut, dar trebuie să fim probabil și noi ca creștini mai activi de a avea grijă ca mormântul să fie cumva mai văzut. Era perioada Postului Mare și am anunțat și în biserică și vă rugăm, veniți, haideți să ne implicăm toată localitatea ca să facă această ordine. Acolo această verdeață sau acești arboști, da, creșteau de zeci de ani. Oamenii mergeau acolo, doar luau pământ de acolo ca să fie pus și adăugat la un mormânt unde s-a mai lăsat. Și închipuiți-vă că de zeci de ani, nu știm câți ani, de acolo s-a luat, arbuștii a crescut, nimeni n-a văzut ce a fost acolo. Când s-a tăiat arbuștii, s-a văzut deschis și acolo. Păcat că nu s-a filmat asta atunci, ca să vedem poate realitatea. Până la urmă, presupunem că s-ar fi întâmplat. E dureros, e durerea noastră. Că dacă e făcut o ordine și are succes, e succesul nostru al tuturor. Dar dacă s-a întâmplat ca să fie cumva înnat un mormânt, e durerea și a noastră. Dar nu s-a făcut intenționat și
până la urmă nu se cunoaște că chiar a fost ceva deteriorat sau nivelat sau nu a fost. Și dacă s-ar fi întâmplat, sau dacă s-ar fi și întâmplat această greșeală. Dar eu am mers personal înainte de aceasta, mi s-a arătat chiar pe unde să mergem și am tras atenție, nu din puține ori, chiar și primarului. Vă rog, fiți atenți, să nu fie cumva anunat nimic, nici mormânt, nici cruce, nici piatră, absolut nimic. Și eu sper că asta a fost. Nu pot să stai permanent, la noi era taman perioada postului mare, când eram în slujbele bisericii, ultima săptămână mai ales e slujba mai lungă și până la urmă, dacă și s-ar fi întâmplat lucrul ăsta și rudele cunosc, uite, aproximativ aici s-a nivelat, aici a fost mormântul, haideți, instalăm o cruce, o punem la locul ei, acolo, și Doamne ajută, facem mormântul, cum e ordinea de a se ridica mormântul. Și asta e. Și doar cu iertăciune că nu s-a făcut intenționat absolut de nimeni. Să fie și o claritate că biserica este neutră, nu se suie în corabia nimănui și doar colaborează cu fiecare administrație publică locală, indiferent. Bărbat, femeie, indiferent. Biserica conlucrează cu fiecare. Și când vine cu o inițiativă bună, noi spunem Doamne ajută!